Femeia în vârstă de 91 de ani fusese asistentă medicală, iar în ultima perioadă ieșise foarte rar afară din casă. După o lungă luptă în instanță cu municipalitatea, a reușit să câștige procesul privind locuința sa din centrul municipiului. După această perioadă de agitație, când lucrurile intraseră pe un făgaș normal, bătrâna a fost găsită astăzi fără suflare de un bărbat care, după cum spun vecinii, ar fi avut grijă de ea. Acesta a anunțat autoritățile, iar la fața locului au ajuns un echipaj al ambulanței SMURD și unul al biroului de ordine publică. Femeia căzuse fiind descoperită la intrarea în cameră. Vecinii spuneau că bătrâna nu mai ieșea din casă în ultimele luni. Când am văzut-o, câte luni era aici, sub pomul ăsta cu cineva, stătea de vorbă. Dar atunci n-am mai văzut-o. Vă părea bolnavă? Păi era slabă, prăpădită. Era prăpădită, nu știu câți ani o fi având. Dar era prăpădită. Echipa operativă de la Poliția Câmpul Lung a deschis o anchetă urmând să stabilească dacă femeia a murit de moarte naturală sau nu. Trupul neînsuflețit a fost ridicat de reprezentanții Institutului de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei. Abia atunci se va putea spune dacă bătrâna a sfârșit de moarte naturală sau a fost vorba despre altceva.